Urmează, practic, un moment important al acestei gales. Decernarea premiilor speciale și de excelență, decernare care va fi realizată de către domnul președinte Nicolae Troașe. Începem cu trofeele de excelență. Trofeul de excelență pentru partener strategic, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. Doamna Gabriela Prilipceanu, mă bucur să vă văd în seara asta. Aplauze pentru Universitatea Suceava. Vă felicit, felicitări. Avem cu un parteneriat strategic cu Universitatea Suceava, e o colaborare de ani de zile, mai avem și două proiecte europene care se derulează în comun, dar poate spuneți dumneavoastră două, trei cuvinte, vă rog eu, fată. Mulțumim mult pentru această apreciere și noi gândim exact la fel. Camera de Comerț și Industrie este partener strategic. Ne dorim o continuare a activității, atât prin proiecte, dar poate nu numai, pentru că Universitatea Antreprenorială pe care ne-o dorim implică și un mediu de business foarte bine dezvoltat și în jurul acesteia, dar nu neapărat în regiunea noastră. Iar un proiect pe care mi-l doresc să aibă un succes deosebit vis-a-vis de cei 37 de noi antreprenori intrați în business în acest an prin proiectul Startup Plus, ne dorim să reușească, iar anul viitor, de ce nu, să apară ca un rezultat de succes implicarea acestor firme în viața economico-socială a Sucevei și nu numai, pentru că vorbim și de regiune. Mulțumim mult și întotdeauna puteți conta pe noi, oricând, iar parteneriatul nostru va fi din ce în ce mai puternic. Mulțumim mult! Noi vă mulțumim foarte mult, doamnă! Femeia manageră anului 2018, Elena Anisoi. Haideți să o aplaudăm pe doamna Anisoi, cred că este. Este, sigur că da. Vă felicităm încă o dată, doamnă. Mulțumesc foarte mult pentru distincția acordată și da. Succes în continuare. Altceva ce să spun? Berma Suceava e cea mai veche firmă din județul Suceava, înființată în 1974. Va dăinui peste timp, avem investiții de peste, numai acest an, de peste 1,5 milioane de euro. Am investit 10 de milioane de euro începând din 1990 încoace și vom investi în continuare. Fabrica este la standarde occidentale. Facem totul ca să dăinuim în timp, să producem bere în Bucovina pentru bucovineni și pentru restul țării. Mulțumim pentru distincția acordată personal și în numele Fabricii de Bere Suceava. Mulțumim încă o dată! Noi vă mulțumim foarte mult și acum mi-a venit o idee. La anul o să veniți cu câteva butoaie de bere aici. Nu se poate, deci nu. Trofeul de excelență pentru managerul anului 2018, Vasile Armenean, Betty Ice, SRL, Suceava. Din păcate, Vasile Armenean nu este în seara asta prezent. Vă transmite, chiar am vorbit acum 20 de minute cu el la telefon, este la Viena, vă transmite tuturor salutări. E un personaj cunoscut în mediul de business sucevean și nu numai în mediul de business. Așa cum vă spuneam, vă transmite salutări și, evident, ne bucurăm foarte mult că sunt și printre noi și oameni care au curajul și care duc afacerile la acest nivel la care a reușit să ducă Vasile Armenean. Felicitări încă o dată pentru Vasile Armenean. Firma din top cu cea mai îndelungată activitate, trofeu de excelență, Bucovina S.A. Din câte am înțeles de la Lucian, colegul meu, are J6 este firma cu cea mai îndelungată activitate, pentru că cele care au avut 1, 2, 3, 4, 5 nu mai au activitate. Deci Bucovina S.A. e firma cu cea mai îndelungată activitate din Suceava. Cred că nu este prezent nimeni de la Bucovina S.A., dar cu siguranță haideți să-l aplaudăm, pentru că au o activitate îndelungată. Și tot la capitolul trofee de excelență, cea mai reprezentativă firmă din domeniul IT&C, Assist Software SRL. Assist Software SRL.
Felicitări, sigur că de asist e toată lumea, care o activitate nu la fel de nelugată ca și Bucovina, dar e destul de bogată. Mulțumim, vă felicit. Trofeul de excelență pentru 25 de ani de activitate. Alma Viva Grup SRL. Domnul Lența? Nu. Avem un serviciu de curierat, o să-l transmitem. Filmelor care nu sunt, o să le ducem direct la sediile dumnealor. Trofeul de excelență pentru 25 de, de ani de activitate, Coneltex SRL. Este. Felicitări. Ecuator Holding SRL. General Construct SRL. Felicitări, domnule. Este, sigur că da. Se poate. Noi mai sunt și pe șantier, la ora asta încă lucrează angajații dumneavoastră, dar... Herald SRL. Iacob Esa. Știu sigur că era cineva de la Iacob Esa aici. Da? Da. Ați văzut dumneavoastră? Da. Sigur, okay. Bun, am văzut. Atunci așteptăm să apară. Deci nu-l trecem pe lista de curierat, nu? Nu e cazul. Nu, eventual lăsăm aici. Da, ok. O să vină, ok? Interconticom SRL. Interconti este cineva? Următorul. Trofeul de excelență pentru 25 de ani de activitate, Intermedia SRL. Intermedia? Așa. L-a fumat. Următorul. Lidana.com SRL. Este? Este doamna Gheorghicese, nu se poate. Am reperat-o acum, sigur. Ca la 25 de ani, doamna Gheorghicese, mă bucur să vă văd venind de la... Vă felicit. Mulțumesc. Să rămână. Felicitări, doamnă. Mulțumesc. Mulțumim, foarte. Marelboprod.com SRL. Felicitări. Nicolis Prodcom SRL. Ritmic.com SRL. Și Trecătorul.com SRL. Trofeul de excelență pentru 20 de ani de activitate, Ferovalii SRL. Imp Tax SRL. Rom Peisaj SRL. Stai. Numai o secundă că mai avem. Felicitări. Trofeul de excelență pentru 20 de ani de activitate, Sami Plastic SA. Doamna Pavel, haideți. Felicitări. Să rămână. Felicitări. Și în cele din urmă, dar nu cei din urmă, Tudia SRL. Ani.
trofeele de excelență pentru parteneriat dinamic și durabil cu Camera de Comerț și Industrie Suceava în anul 2018. Accept software SRL. Ambro S.A. Autodel Holding SRL. Autotehnorom SRL. Bilco Turism SRL. BG Media. Darex Auto SRL. Dorna Medical SRL. Drupo SRL. Free Technic SRL. Și SIDEM SRL. Sponsorii noștri, Adamaris SRL. Autoșun. Autoșun, Banca Comercială Română, Săruna. Banca Transilvania. A fost, doamna? Betty Ice, tot domnul Turașe o să se ocupe pentru Betty Ice, sau nu? Eu. Da. Tot eu, da. BRD Grup Societe General. El Sira. Enel România. Evelon Star. Florăria Cristal. Generali România. Grupama Asigurări. Holz Industries Schweighofer SRL.
Maspex România. Romfur Autorulate. Și Selgros România. Mulțumim de asemenea partenerilor media principali. A venit acum 2 ani de zile și s-a transformat rapid în promotorul afacerilor locale. Doamnelor și domnilor, pentru a doua oară în fața dumneavoastră vine Petre German cu realizările unui nou tip de campanie, și anume produse locale pentru localnici. Domnul președinte. Exact, domnul președinte al Asociației pentru Localnici. Mulțumesc, Marius. Bună seara, doamnelor și domnilor. Vrei să vorbesc la toate? Sper eu. Hai mă, lasă-mă în pace. Doamnelor și domnilor, acum 2 ani am venit în Suceava, exact aici, în acest loc, și am lansat campania Produse Locale pentru Localnici, o campanie pe care am început-o alături de colegii mei moși de la Viva FM, o echipă care m-a ajutat de atunci să promovez afacerile locale. Eu, nefiind localnic, eu am venit în Suceava, deci acum 2 ani am ajuns pentru prima dată aici. Acest lucru mi-a dat posibilitatea să văd ceea ce probabil o parte dintre dumneavoastră nu vedeți. Lucrurile frumoase care se întâmplă aici. Probabil că v-ați obișnuit cu ele. Eu le-am văzut cu alți ochi, mi-au plăcut și ăsta a fost motivul pentru care m-am apucat să le promovez. În spate vedeți primul număr al revistei pentru localnici, al doilea, astăzi am fost acolo, v-am întâmpinat cu cel de-al treilea număr al revistei pentru localnici. În aprilie o să scoatem al patrulea număr pentru localnici. Site-ul pentrulocalnici.ro are deja o altă față, o să vă rog cam într-o săptămână să intrați să-l vedeți. Deci am făcut lucruri, am făcut și Asociația pentru Localnici, tocmai din dorința de a fi cât mai transparenți în ceea ce facem, ca să vedeți dumneavoastră, cei din mediul de afaceri din Suceava și nu doar din Suceava, activitatea noastră. Deci Asociația pentru Localnici funcționează, există și ne-am bucurat foarte tare dacă ne-ați sprijini. Ăsta este motivul pentru care astăzi sunt în fața dumneavoastră. Tot ceea ce am făcut până acum, am făcut pe resurse proprii, pe resursele Viva FM, am ajuns în acest punct, dar ne-am dorit să ne dezvoltăm. Ne-am dorit ca de la cele 3.000 de exemplare de revistă să ajungem la 10.000. Ne-am dorit ca la anul să facem 4 reviste, nu doar 2 pe an. Ne-am dorit să creăm evenimente unde să vă aducem împreună și să reușim să ne spunem poveștile noastre, cele frumoase, despre activitatea noastră. Noi am încercat să scriem povești nu doar din spectrul economic, dar și din cel social, din cel cultural, în așa fel încât în această revistă și pe site-ul pentru localnici să găsim și să descoperim ceea ce poate n-am descoperit până acum. Am să îl rog pe un prieten și un colaborator de-al nostru să mi se alăture și am să vă spun un lucru. Acum 2 ani când am pornit acest proiect, au fost oameni care au îmbrățișat ideea fără să ceară niciun fel de detaliu și fără să pună niciun fel de întrebare, ceea ce m-a surprins. Adică de unde atâta încredere? Pe bune? Unul dintre ei este Adi Cătălin Grădinaru de la Parfums de Sofia, care a spus, ok, hai să-i dăm drumul. Are și el o opinie despre lucrul ăsta și îl invit alături de mine să spună părerea lui. Mulțumesc, Petre! După cum a spus și Petre, acest proiect nu este despre Viva, nu este despre Petre, nu este despre mine. Este despre noi toți,
despre ceea ce lăsăm în urma noastră. Era o vorbă, că Moldova nu este a mea, ci a urmașilor urmașilor. Trebuie să avem grijă ce lăsăm în urmă. De-aia ar trebui toți cei din sală, și nu numai ei, să facă achiziții, în primul rând de la firmele locale, apoi de la firmele regionale și în cele din urmă de la cele naționale. Dacă nu găsim, putem achiziționa și produsele din import. Vă rog să faceți un exercițiu de imaginație. Gândiți-vă că suntem în gara Burdujeni și acolo e un tren de marfă cu foarte multe vagoane pline de bani. Și pe fiecare vagon scrie, pe unul Metro, pe unul scrie Ocean, pe unul scrie Carrefour, pe unul scrie Sephora și tot așa. Trenul pleacă din gară, banii pleacă din gară, pleacă din Suceava, pleacă din România. Nouă ce ne rămâne? Foarte multe de construit, foarte multe de îndreptat. De aceea trebuie să fim solidari. Ați văzut și factorii politici au îndemnat la acest lucru. Ca o paranteză, domnul Lungu a avut un discurs foarte lung. Probabil simte că a fost ultimul discurs în calitate de primar și nu o să mai prindă următoarea activitate. Mi-ar fi plăcut din partea domnului Lungu să-l văd cu sacoșa de la Killer în mână, cu sacoșa de la Atlantis Gold, cu sacoșa de la Parfum de Sofia. Dar din păcate nu. Îl vedem foarte des pe domnul primar cu sacoșa de la firma Bordura SRL și Pavele SRL. Ceea ce nu este ok pentru binele comunității. Adi. Eu zic să rămânem în cheie pozitivă. Rămânem într-o cheie pozitivă. Să rămânem într-o cheie pozitivă și îți mulțumesc pentru că, în primul rând, acum 2 ani ai răspuns pozitiv acestei chemări ale noastre legate de proiectul nostru. În același timp, îi rog pe toți cei care au afaceri în Suceava să se gândească dacă nu cumva vor să sprijine această asociație pentru localnici. Și am înțeles de la tine că vei fi printre primii care vei dona acei 2%, sigur. Da, care oricum nu, ori se duc la stat, ori se duc într-o asociație, tot aia este, nu? Picătura cu picătura facem. Picătura cu picătura. Mulțumesc foarte mult, Adi, pentru prezența ta și sper ca anul viitor să ne vedem aici și să am mai multe lucruri să vă spun cu ajutorul dumneavoastră. Dacă vor fi mai multe, e cu ajutorul dumneavoastră. Dacă vor fi tot atâtea, e pentru că atâta s-a putut. Mulțumesc frumos! Mulțumim! A început activitatea în anul 2008 și s-a dezvoltat ca fiind cea mai importantă casă de licitații de obiecte de artă din România. Cu o prezență constantă la evenimentele organizate de către Camera de Comerț și Industrie Suceava, Artmark este prezentă și astăzi la Gala Excelenței în Afaceri 2019 prin intermediul domnului Marius Hangan. Doamnelor, domnilor, bună seara! Am onoarea să vă felicit și eu pentru rezultatele muncii dumneavoastră și pentru ceea ce ați făcut în fiecare pentru business-ul lui. O să vorbesc mai puțin despre Artmark, dar Artmark reprezintă o constanță la acest eveniment la Suceava. Aș dori să vorbesc mai mult despre lucrările pe care poate unii dintre dumneavoastră le-au remarcat și o să mă refer la cele două lucrări din foyer. Aveți acolo două lucrări de Piliuță și Corneliu Baba, două lucrări care vor fi în licitația din 19 noiembrie, deci în această lună. Iar în stânga și în dreapta mea aveți două crâmpeie de istorie. Sunt două lucrări de excepție care ar face cinste oricărui muzeu. Am în dreapta o lucrare de Nicolae Grigorescu, care va fi în licitație pe 17 decembrie la Marriott.
Vă invit să vedeți mai multe pe site-ul artmark.ro. Iar în stânga, o superbă lucrare de Nicolae Tonița, care probabil va fi într-o licitație anul viitor și până în acel moment este disponibilă pentru orice vânzare privată. V-aș invita ca atunci când aveți 5 minute, o pauză de la business-ul dumneavoastră, să vă îndreptați ochii spre frumos, spre piața de artă și să priviți arta din mai multe, nu știu, din mai multe ipostaze. Trecând de la faptul că o astfel de lucrare în casă sau în birou te poate încărca pozitiv, să știți că arta cumpărată inteligent reprezintă o investiție în care, repet, cumpărată inteligent, nu cred că aveți cum să pierdeți. Vă doresc o seară plăcută și să vă dublați cifra de afaceri la anul. Mulțumesc frumos! În bună măsură am terminat treaba. În bună măsură. Practic, acum începe și partea în care ne bucurăm, ne distrăm, de ce nu? S-a înființat în anul 2013 în Suceava și ei declară că pot să aducă un plus oamenilor prin muzica lor și să contribuie la organizarea unui eveniment reușit. Eu pot să spun că este chiar așa? Păi, Andrada, Lucian, Daniel, îi aștept. Artist Band. Dan, așa. Deci, Dan. Vă spunem și noi bună seara și bine ați venit la Gala Excelenței în Afaceri 2019. Vreau din tot sufletul să mulțumesc în numele trupei, în numele Artist Band, Camerei de Comerț și Industrie Suceava pentru invitație și pentru atâtea evenimente frumoase la care sunteți prezenți, dragi antreprenori, în fiecare an. Vă felicităm și noi oficial pentru toate rezultatele pe care le-ați obținut de-a rândul anilor și mai ales pentru rezultatele pentru care ați fost felicitați în această seară. Suntem prezenți în această seară să fim alături de dumneavoastră și să vă oferim momente muzicale minunate. Așa că eu propun să vă ridicați de la mese și vă așteptăm pe ringul de dans, care este generos, este mare, așa că distracție plăcută vă dorim. Mulțumim! Spune ce s-a întâmplat, dar eu știu.
mulțumim frumos! I can't stop.
De a trece la următoarea piesă, am un anunț de făcut. SV06STS blochează pe cineva. Mulțumim frumos! Pauvre fille qui s'est maudite, mon pauvre diable. Pitoyable, on sait l'illusion perdue d'un service minable. Tu pleuras d'un bras inconnu, qui est tout proche et table. Pauvre fille qui s'est maudite, mon pauvre diable. Un petit escroc à qui tu donnes trop. Il n'était pas des cadeaux, il a tourné les dos. Incroyable, on t'a avoué dans les goûts, à des gens si probables. Il n'y a qu'un amour déçu par un misérable. Une pauvre fille qui s'est traduite au pauvre diable. Mulțumim! Haideți și la un reggae! I've been watching you. A-la-la-la-la-no. A-la-la-la-la-no. Long, 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 long. Come on! A-la-la-la-la-no.
Sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. La 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 no, la 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 no, long 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 long, come on. La 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 no, la 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 no, long 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 long. Hey. So I said to myself that she loved me all night, but the dreams don't know this love is his to get. With a little bit of this and a little bit of that, my lyrics go to a time, my song gets tired, and that's no lie. Looking in your eyes, looking in your big brown eyes, and I've got this to say to you, hey! Girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. Sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. La 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 no, la 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 no, 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 come on. La 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 no, la 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 no, 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 one more time. La 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 no, la 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 no, 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 sing it, yeah, yeah. La 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 no, la 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 no, 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 no. Și cum am spus, se poate și dansa în seara asta, mai ales pe următoarea piesă, care zice așa, I can't stop the feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when I'm in our zone. 'Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can feel my eyes so often, moving so phenomenally. No more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, no matter how when I'm feeling you close, when you move. Just imagine. One, two, three, sing it. Nothing I can see but you when you dance, 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 dance. Feeling good but creeping up when you dance, dance, dance. Come on. All the things I shouldn't do but you dance, 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 dance. Ain't nobody living so so keep dancing. Can't stop the feeling when you dance, 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 dance. Keep dancing.
crashing on. Don't need no reason. Don't need control. Need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. So I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Got that hot blood in my body when it drops. Woo! Can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, no matter how, when I'm feeling you close, when you move, yeah, you already know. So just imagine. For you, dance, dance, dance. Come on. All the things I shouldn't do. For you, dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. So just dance, 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 dance. So just dance, dance, dance. Come on. So just dance, 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 dance. So just dance, 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 dance. Acum un exercițiu foarte simplu, da? Ne ajutați așa cu poanele, chiar și de la mese. Hai sus! Hey! I can't stop it. 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 Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good for creeping up when you dance.